Încălțăminte sport contrafăcută în valoare de 6 milioane de lei a fost reținută de inspectorii din cadrul biroului Vamal de frontieră Constanța Sud. Este vorba despre 7.000 de perechi Adidas. Încălțămintea a fost descoperită în portul Constanța Sud într-un container sosit din China, care aparținea unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina. Autoritatea Vamal a reținut bunurile susceptibile de a fi contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare. La finalizarea cazului vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Autoritatea Navală Română atrage atenția că, deși se pot vinde cu prețuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pot pune în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor.